invit pentru câteva momente să vă ridicați, pentru că urmează să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Citim din Evanghelia după Marcu, din capitolul 10, de la versetul 13 până la versetul 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi a luat pe brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragi frați și surori, stimați ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, în această dupămasă de har am citit Cuvântul Domnului din Evanghelia după Marcu, un text care prezintă un moment în care Domnul Iisus, Mântuitorul Lumii, a fost abordat într-un mod deosebit. Niște părinți au venit și au adus niște copilași cu rugămintea să-i atingă. Cei care au dus copiii așteptau ca Domnul să îi atingă. Ei credeau că dacă Domnul Iisus îi va atinge, lucruri deosebit se vor întâmpla cu acei copii. Noi știm din Cuvântul lui Dumnezeu că în anumite situații Domnul Iisus Hristos a fost atins de anumiți oameni bolnavi, s-au atins El anumite persoane și s-au întâmplat minuni deosebite. Luca ne spune că într-o zi o femeie bolnavă de 12 ani avea scurgere de sânge din trupul ei. Cheltuise toată averea cu doctorii timpului, dar nimeni n-a putut-o ajuta. Prin credință s-a atins de Domnul Iisus, din Domnul a ieșit o putere și s-a vindecat pe loc. Cei care au adus copiii la Domnul pentru binecuvântare credeau lucrul acesta. Ucenicii au fost deranjați, s-au supărat, spune Cuvântul, și încercau să-i oprească pe cei care aduceau copiii la Domnul. Dar Domnul Iisus Hristos a făcut atunci două lucruri. În primul rând, a făcut mult mai mult pentru copiii aceia decât s-au așteptat cei care au adus la Domnul. Nu numai că s-a atins de ei, i-a luat pe brațe, i-a binecuvântat și și-a pus mâinile peste ei. Și Domnul a folosit ocazia aceea ca să le vorbească celor prezenți despre împărăția lui Dumnezeu. Un subiect care ne interesează pe toți. În această dupămasă am avut două binecuvântări de copii. Am oficiat aceste binecuvântări și mi-a pus Domnul pe inimă cu ocazia aceasta să vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul atunci a luat copiii pe brațe și i-a binecuvântat și a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu spunând: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Iubiți ascultători, cred că ați observat că în această dupămasă noi ne-am străduit să facem ce a făcut atunci Domnul Iisus Hristos. Fratele Cornel Avram, împreună cu mine, am oficiat aceste binecuvântări. Fratele Cornel a luat-o pe brațe pe Juliana, eu am luat-o pe Mia, care mi este rudenie apropiată. S-a rostit cuvântul de binecuvântare din Numeri, capitolul 6,
Și apoi ne-am rugat pentru aceste fetițe. Am făcut lucrarea aceasta pentru că a făcut-o și Domnul. Am făcut-o prin credință și credem că Domnul a binecuvântat aceste fetițe. Am meditat mult asupra textului din Numeri capitolul 6, de la versetul 22 la versetul 27. Aron și fiii lui, care au fost unși pentru slujba preoției, au primit de la Dumnezeu prin Moise indicații cum trebuie să procedeze atunci când îi vor binecuvânta pe copiii lui Israel. Și ascultă ce spune cuvântul. Așa să-i binecuvântați pe fiii lui Israel și să le ziceți. Fiii lui Aron trebuia să zică. Și noi zicem ca și slujitori atunci când binecuvântăm copiii. Zicem ce a zis Dumnezeu să spunem și apoi partea finală a textului, a cuvântului de binecuvântare spune așa să puneți numele meu peste copiii lui Israel, astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta când luăm copiii pe brațe. Și zicem ce a zis Dumnezeu, punem numele lui peste copii. Și Dumnezeu este acela care îi binecuvântează. Și credem că Domnul a lucrat și în această după masă. Am oficiat binecuvântările. Haideți acum în câteva minute să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Să vorbim despre împărăția cerurilor, care este o împărăție reală și ne privește pe toți. Vrem să facem din parte din această împărăție care nu se poate clătina. Când ucenicii încercau să-i oprească pe oamenii aceia să-și aducă odraslele la Domnul, Domnul a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Dacă Domnul, când a binecuvântat copiii, a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, cred că este potrivit și noi în după masa aceasta, pe scurt, să prezentăm această împărăție, să o prezentăm acelora care sunt interesați să intre în ea și în același timp să îmbărbătăm pe cei care sunt în această împărăție să rămână lângă Domnul. Să rămână pe calea îngustă a mântuirii. Să rămânem împreună cu acela care este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este acelora ca ei. Ce este împărăția lui Dumnezeu în primul rând? Împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor este aceeași împărăție. Vechiul Testament vorbește despre împărăția aceasta. Prorocii oamenii lui Dumnezeu au vorbit și spuneau că trebuie să vină. Când Ioan Botezătorul a început să predice, a spus, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Preoții, farisei, cei care dețineau puterea religioasă atunci, știau că trebuie să vină împărăția. Aveau Vechiul Testament și știau că profețiile vorbesc despre această împărăție. În Luca la capitolul 17, citim că într-o zi niște farisei au venit la Domnul Iisus și l-au întrebat când va veni această împărăție. Domnul a răspuns spunând, ea nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite-o aici, uite-o acolo, împărăția este înăuntrul vostru. Din vremea lui Ioan Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala.
Împărăția aceasta este una reală. Chiar dacă nu putem spune de acolo și până acolo și să o prezentăm cum sunt prezentate imperiile și împărățiile istoriei. La momentul acesta împărăția există. Este în lăuntul nostru a celor mântuiți care aparținem Domnului Iisus. Împărăția este în noi. Noi suntem în această împărăție. Această împărăție nu se poate clătina. Pavel vorbește despre ea în Roman 14:17 și spune căci împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Știți cine a întemeiat această împărăție? Domnul Iisus. El este împărat peste această împărăție. Și dacă toate imperiile istoriei sunt pentru o vreme, această împărăție este veșnică. Și vă aduc aminte de visul lui Nebucadnesar, scris în Biblie, în Daniel, capitolul 2. La momentul acela, Nebucadnesar era cel mai puternic om de pe pământ. Și a visat, a văzut chipul acela mare. Capul lui era de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de aramă, fluierele picioarelor erau de fier și picioarele parte de fier și parte de lut. Și a văzut Nebucadnețar o piată, deslipindu-se fără ajutor pe unei mâini, a lovit picioarele chipului, le-a sfărâmat și fierul, lutul, arama, argintul, aurul s-au făcut așa cum este pleaba vara în arie. Și-a venit vântul și n-a mai rămas nici măcar urmă de ele. Dar piatra pe care a văzut-o Nebucadnețar a crescut și a devenit un munte care umple pământul. Daniel, care avea în el Duhul Sfânt, i-a explicat lui Nebucadnețar: Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi cucerită niciodată, nu va trece sub stăpânirea altui popor. Împărăția aceasta va nimici toate împărățiile, va umple pământul și împărăția aceasta va fi veșnică. Iubiții mei ascultători, la momentul acesta împărăția există, e spirituală, e înăuntul nostru. Noi cei mântuiți suntem în această împărăție, dar va veni momentul când Domnul Iisus va fi împărat peste tot pământul. Împărăția aceasta crește în fiecare zi. Mi-au plăcut imaginile prezentate din Africa. Mi-a plăcut ce s-a spus. Evanghelia înaintează. Oamenii se întorc la Dumnezeu, împărăția crește. Acum, ea este spirituală, este înăuntul nostru, dar în timpul mileniului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul va fi împărat peste tot pământul. Și citim în Apocalipsa, capitolul 19. Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos venind din cer împreună cu oștile de acolo din cer. Avea scris pe coapsă și pe haină Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și va veni Domnul și va câștiga războiul de la Armagedon. Anticristul împreună cu împărații pământului, conducătorii de pe pământ, se vor aduna împotriva Israelului și a cetății prea iubite. Dar va veni Domnul nostru, Împăratul Împăraților. Va câștiga marele război. Anticristul și prorocul mincinos vor fi aruncați în iazul de foc. Diavolul va fi legat pentru 1000 de ani. Iar împărații vor fi uciși. Armatele acelea vor fi biruite.
Și pentru 1000 de ani Domnul va fi împărat peste tot pământul. Așa spune Biblia în Zaharia, capitolul 14, versetul 9. Va fi pace, nu va fi război. Oamenii vor trăi mult mai mult și vor fi lucruri extraordinare pe pământ. Fiara și prorocul mincinos vor fi deja neazul de foc, iar diavolul va fi legat pentru 1000 de ani. Și Biblia spune că după cei 1000 de ani, diavolul va fi deslegat pentru puțină vreme și va aduna pe toți la război împotriva cetății prea iubite, împotriva sfinților. Dar va coborî un foc din cer care îi va mistui pe toți, diavolul va fi aruncat în iazul de foc, urmează judecata finală, moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc și se va intra în noua creație. Acum, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntul nostru. E neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. În timpul mileniului, Domnul Iisus, împăratul împăraților, va fi împărat pe tot pământul, iar după ce va birui toți vrăjmașii, Biblia spune că vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Domnul Iisus va preda împărăția sa în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Și din momentul acela, pentru vecii vecilor, Dumnezeu va fi totul în toți. Se va intra în noua creație. Așa ne vorbește cuvântul despre această împărăție. Domnul a vorbit despre ea chiar și atunci când a binecuvântat copiii. A spus foarte multe pilde în legătură cu împărăția cerurilor. Și în alte momente a chemat pe oameni la împărăție. Cei care aparțin Domnului Iisus vor avea un viitor binecuvântat. În primul rând, ei fac parte din împărăția lui Dumnezeu, care nu se poate clătina la momentul prezent. Apoi cei ce s-ai Domnului Iisus vor fi răpiți la cer, la cea de-a doua venire a Domnului Iisus. Ne vom duce cu Domnul nostru în locul pregătit pentru adevărații credincioși. Vom fi mireasa mirea lui Iisus Hristos. Când se va termina necazul cel mare, oștile din cer vor veni împreună cu Domnul să câștige marea bătălie de la Armageddon și să întemeieze împărăția de 1000 de ani de pace. Și cei mântuiți vor împărăți împreună cu Domnul 1000 de ani. Vom fi mireasa Domnului Iisus, vom împărăți împreună cu El 1000 de ani, iar în noua creație îl vom sluji pe Domnul. Vom fi întotdeauna împreună cu El. Ce viitor binecuvântat ne pregătește Dumnezeu! E așa de important, iubiți ascultători, să facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Și posibil ca între ascultătorii din seara aceasta, între cei prezenți în adunare, sau poate între cei care ne urmăresc online, să fie oameni interesați de această împărăție și să întrebe, cum se poate intra în această împărăție? E clar că toate împărățiile istoriei vor trece, sunt pentru o vreme, dar această împărăție este veșnică și e normal să fim interesați de această împărăție. Vă aduceți aminte că în Ioan capitolul 3 Scriptura vorbește despre o întâlnire și o discuție dintre Domnul Iisus și Nicodim. Și Domnul a spus foarte clar acestui om important, prețuit atunci, ca să vezi această împărăție, trebuie să te naști din nou. Ca să intri în această împărăție, trebuie să te naști din apă și din duh. Ca să vezi această împărăție care este reală, dar nu se poate vedea cu ochii de carne doar, e nevoie și de ochii sufletului, e nevoie de nașterea din nou.
O lucrare pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt, folosind ca instrument de lucru cuvântul Său. Dacă cineva vrea să intre în această împărăție, poate. Ușa este deschisă. E nevoie de credință. E nevoie de întoarcere la Dumnezeu. E nevoie să te faci ca un copilaș. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, citim în Matei capitolul 18, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, nu veți intra în această împărăție. Ca să intri în această împărăție, trebuie să te întorci la Dumnezeu și trebuie să te faci ca un copilaș. Trebuie să ai credință, trebuie să te smerești, trebuie să renunți la prejudecăți, trebuie să te naști din nou. Dacă vrei să intri în această împărăție care nu se poate clătina, în Marcul la capitolul 12 citim că un cărturar impresionat de răspunsurile pe care le-a dat Domnul, s-a dus la Domnul Iisus și l-a întrebat, care-i cea mai mare, cea mai importantă poruncă? Și Domnul i-a spus și a ascultat ce evaluare a făcut cărturarul după aceea. Într-adevăr, a spus el, a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea și cu tot cugetul și pe aproapele ca pe tine însuți, e mai mult decât toate jertfele și decât toate arderile de tot. Evaluarea pe care a făcut-o acel călturar a fost foarte bună, foarte corectă. Știți ce a spus Domnul Iisus? Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Cei care știu sunt aproape, sunt lângă împărăție, dar dacă vei rămâne afară din împărăție, nu-ți folosește la nimic oricât te știi, oricât cunoști. E important să faci pasul decisiv în împărăția lui Dumnezeu și te sfătuiesc să te decizi în seara aceasta, pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine. Nu te făli cu ziua de mâine, că nu știi ce poate să aducă o zi. E așa de important să intri în împărăție. Toți cei care suntem în adunare în această dupămasă, suntem cel puțin lângă împărăție. Vreau să cred că cei mai mulți suntem în această împărăție. Dar cei care ascultă cuvântul, cântările, se roagă împreună cu noi, dacă n-au intrat în împărăție, sunt lângă împărăție. Și este important să te decizi în seara aceasta, să intri în împărăție. Și ca să intri în împărăție, trebuie să te întorci la Dumnezeu și trebuie să te faci ca un copilaș, să te smerești, să crești ce spune Scriptura, să fii un om învățabil, să fii un om care crește, spune cuvântul lui Dumnezeu și să accepți chemarea celui prea înalt. Trebuie să te întorci la Dumnezeu și să te faci ca un copilaș. Împăratul împăraților a spus lucrul acesta. Eu doar prezint ce a spus el. Dacă cineva este interesat să intre în această împărăție, îi spun ce trebuie să facă. Întoarce-te la Dumnezeu. Pocăiește-te. Vină la Domnul să te nască din nou. Apoi grăbește-te, primește botezul. Cine crede și se va boteza va fi mântuit. A spus Domnul Iisus. Și Domnul a spus, cine se smerește ca un copilaș, va fi cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Ca să intri în împărăție, trebuie să crezi în Dumnezeu, în Domnul Iisus,
să te smerești, să te pocăiești și să te întorci la Domnul din toată inima. Iubiții mei ascultători, împărăția aceasta este deja un munte. Nebucadnețar a văzut piatra care s-a deslipit fără ajutorul vreunei mâini și a lovit picioarele chipului. Dar au trecut de atunci mulți ani și astăzi piatra aceea a devenit un munte. Dar încă Domnul mai cheamă, încă Domnul vrea să mântuiască suflete. Noi ne-am rugat pentru copilașii care au fost aduși înaintea Domnului și Domnul i-a binecuvântat, dar am vrea cu această ocazie să fie suflete care să se întoarcă la Domnul prin credință și să primească mântuirea. Noi predicăm, dar cel care străpunge inimile este Domnul. Și vreau să vă prezint pe scurt două experiențe pe care le-am avut în biserica noastră și să vedeți cum câteva persoane s-au întors la Domnul. Noi predicăm, vorbim despre împărăție, despre mântuire, chemăm pe oameni la Dumnezeu. Dar acela care străpunge inimile și convinge pe oameni să se pocăiască și să se facă așa cum sunt niște copilași, este Domnul. În ianuarie 1993 am fost într-o familie chemat să fac ungerea cu un de lemn și să mă rog pentru o soră bolnavă. Sora și fiica ei se botezaseră la noi în biserică, în Bujac, în vara anului 92. Am dus și am făcut această lucrare. Cu ocazia aceea l-am cunoscut pe soțul sorei, nu-l văzusem niciodată până atunci și am încercat să discut cu el. În viața mea și am o vârstă. N-am întâlnit oameni atât de reci și distanți ca pe el. Orice am spus, foarte greu a spus câte un cuvânt. Când am plecat, i-am spus, uite, în februarie avem o săptămână de evangelizare. Te rog frumos, măcar într-o zi vin o să vezi în ce biserică s-au botezat soția și fiica dumneavoastră. Nimeni nu vă obligă să vă pocăiți, dar haideți să vedeți. Și în săptămâna de evangelizare l-am văzut în mulțime. M-am mirat și m-am bucurat. Duminică seara la încheiere am spus așa, cei care în săptămâna aceasta v-ați hotărât pentru Domnul, vă rog să rămâneți la urmă, deschidem o listă pentru botez, vă notăm numele și cât de curând vom începe programul de cateheză. Între cei care au rămas a fost și el. Atunci n-am zis nimic, dar m-am mirat foarte tare. Am început cateheza și să vedeți, omul a venit și cu puțină vreme, cu câteva săptămâni înainte de botez, la o întâlnire din aceasta de cateheză m-a întrebat, frate, ce-ați spus în săptămâna de evangelizare când m-ați văzut în mulțime? N-a uitat nici el și nici eu n-am uitat cât de rece și cum m-a primit în casa lui. I-a spus, m-a bucurat, dar ce-ați zis la încheierea săptămânii de evangelizare? Când am rămas la urmă să mă înscriu pentru botez și am început să explic cum lucrează Dumnezeu, cum convinge oamenii și ascultați ce mi-a spus. Stați să vă spun eu ce m-a determinat să iau această hotărâre. În două zile din săptămâna de evangelizare, luni și joi, am văzut foarte clar două mâini albe care m-au chemat continuu. Luni când au apărut mâinile albe, am zis, poate mi se pare. Poate mi se pare. Dar m-am uitat și am văzut și mâinile albe și am văzut și mâinile predicatorului care vestea cuvântul lui Dumnezeu. Și joi seara au reapărut aceste mâini și am înțeles că sunt mâinile Domnului Iisus. Și n-am respins chemarea. A primit botezul în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Noi trebuie să proclamăm Evanghelia, să vestim împărăția lui Dumnezeu, că Domnul îi convinge pe oameni să se întoarcă la El.
și să se facă așa cum sunt niște copilași ca să intre în împărăția aceasta care nu se poate clătina. Și a doua experiență, tot pe scurt vă prezint, a avut loc tot în adunarea noastră, Biserica Gloria din Arad, 2018, 2019 și 2021. Eram într-o zi de luni la biroul bisericii, la programul de consiliere spirituală. La un moment dat se deschide ușa biroului și a intrat o femeie tânără care avea pe brațe un copil de câteva luni și pe unul mai mărișor, dar tot mic era, îl ținea de mână. Era împreună cu o soră membra bisericii noastre și am înțeles că se cunoșteau și a rugat-o pe membra bisericii să o conducă la păstor. Și ascultat ce mi-a spus. M-am hotărât să mă întorc la Dumnezeu. Am venit să mă scriu pentru botez. Și am întrebat-o imediat. Când te-ai hotărât aseară? Ai fost în biserică? Nu. Am urmărit slujba online. Și îmi spune, de mai multă vreme urmăresc serviciile divine din biserica dumneavoastră. Și în seara aceea am predicat chiar din Marcu 12 despre împărăție, cum Domnul i-a spus cărturarului că nu ești departe de împărăție. Deci mi s-a predicat mie și m-am hotărât. Și îmi spune ea, eu urmăresc slujbele de mai multă vreme și l-am chemat și pe soțul meu de câteva ori să asculte. Și am spus, uite, ascultă, oamenii ăștia au dreptate. Trebuie și noi să ne pocăim și să ne botezăm. Dar mereu soțul meu înainte mi-a spus, dacă tu te pocăiești, dacă te botezi, eu divorțez de tine. Și atunci cum de-ai venit? Zice, aseară am fost atât de cercetată că am spus, să știi că acum sunt hotărâtă. Și el mi-a spus, cine te poate opri? A lucrat Dumnezeu în felul acesta. Și am întrebat-o, știe soțul tău că ești aici acum? Nu. El e inginer, lucrează la o multinațională pe platforma industrială, dar mi-a spus aseară, cine te poate opri? Eu am înscris-o pentru botez. Dar aveam îndoieli, să știți, în sufletul meu. Nu mă gândea că până la urmă se botează. Am început cateheza după ceva vreme, a venit, s-a botezat. În 2019 s-a botezat sora ei de corp, în 2021 s-a botezat soțul ei. I-am sunat și mi-a spus, uite, și soțul meu este interesat și a venit la cateheză și vă rog să mă credeți că am fost foarte plăcut impresionat. Eu la cateheză le spun, pregătiți întrebări, suntem mult timp împreună în perioada aceasta, din Biblie, din viața de credință, pregătiți întrebări, pentru că încercăm să vă răspundem la întrebări. Și când am văzut soțul ei ce întrebări pune, mi-am dat seama că este inteligent și mi-am dat seama că este foarte interesat de mântuire, de viața veșnică și de împărăția lui Dumnezeu. Și în 2021 l-am botezat și pe el. A primit botezul în Biserica Gloria. Frați, surori și dragi ascultători, noi trebuie să ne facem partea. Predicatorii trebuie să predice, cântăreții să cânte, misionarii să plece în misiune, evangheliștii să facă evangelizări, să facem totul pentru Evanghelie ca să avem și noi parte de ea și Domnul va lucra împreună cu noi și El este acela care le va vorbi oamenilor, îi va convinge să se întoarcă la Dumnezeu, să se facă așa cum sunt copilașii, să se smerească, să renunțe la prejudecăți, să stea la dispoziția lui Dumnezeu, să experimenteze nașterea din nou, să primească botezul în apă și apoi toată viața să urmărească pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Doresc din toată inima ca pe toți Dumnezeu să ne binecuvânteze. Trăim zilele de pe urmă. Se vorbește cu insistență despre globalizare, despre mondializare.
Din Biblie știm că la un moment dat va fi un guvern mondial condus de anticrist, care va lucra în tandem cu prorocul mincinos. Va fi un guvern mondial și o religie unică. Știm lucrul acesta. Dar mai știm ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Că piatra pe care a văzut-o Nebucadnețar, care a devenit un munte, va lovi toate împărățiile istoriei, inclusiv împărăția lui Anticrist, și toate se vor face ca pleava vara în arie. Și nu va rămâne nici urmă de ele, dar rămâne pentru vecii vecilor împăratul împăraților și domnul domnilor. Rămâne împărăția pe care el a întemeiat-o. În mileniu, vă spuneam, vom împărăți împreună cu Domnul nostru 1000 de ani, apoi în noua creație, când Dumnezeu va fi totul în toți, îl vom sluji și vom fi împreună cu el pentru vecii vecilor. Doresc ca pe toți Domnul să ne binecuvânteze. În seara aceasta am avut mari și multe bucurii împreună. S-a oficiat binecuvântarea celor două fetițe, Juliana și Mia. Sigur că m-am adus aminte că în anul 2017 am fost la nunta fratelui Claudiu și a soției lui Denisa. Am venit special din România pentru această nuntă. Și mă bucur că au deja 3 copii, Domnul să-i binecuvânteze, Domnul să binecuvânteze și cealaltă familie, Domnul să binecuvânteze toate familiile noastre. Și să ne ajute pe toți să-i aparținem Lui, să facem parte din această împărăție care nu se poate clătina, să ne rugăm pentru împărăție. În rugăciunea domnească spunem: Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția ta. Împărăția lui Dumnezeu există la momentul prezent, e de natură spirituală, e lăuntrică, e în noi, noi suntem în împărăție. În mileniu Domnul va fi împărat pe tot pământul și noi vom împărăți împreună cu El 1000 de ani și apoi pentru vecii vecilor vom fi împreună cu El în gloria eternă. Pe toți să ne ajute Domnul să trăim în așa fel, prin credință, să ne păzim de păcat și de orice ni se pare că este rău, să veghem în fiecare clipă, când Arhanghelul va suna din trâmbiță, când biserica va pleca la cer, să plecăm și noi, apoi să fim împreună cu Domnul nostru la nuntă, mireasa Lui, să împărățim împreună cu El 1000 de ani și apoi pentru vecii vecilor să fim împreună cu El. Amin.